Cum se numește codul de culoare de pe mașină? E o problemă aici. Bine ați venit la Stax TV, material Q&A despre Dacia 1300. E Dacia 1300, nu? Da, Dacia 1300. O să înceapă materialul exact cum a zis Marius, după ce ieșim pe poartă. Ieșim pe poartă. Purtăm centura, așa cum trebuie, nu contează pe față, pe dos. O avem aici, că intenția contează. Și acum eu trebuie să inventez rapid 7 întrebări pentru tine, la care tu să răspunzi. Dacă știi sau dacă nu știi. Nu e nicio rușine și nicio problemă. Iar dacă oamenii care se uită la acest material vor să pună întrebări pentru următorul invitat, noi le așteptăm aici în comentarii. Orice fel de întrebări tehnice, chiar și generale, chiar și despre o mașină anume. Dacă nu vom avea mașina respectivă într-un episod, o vom aduce special pentru întrebările voastre. Așa că începem. Ești pregătit? Câți cai are Dacia 1300? De fabrică. De fabrică? Da. Nu știu. Hai mă, care 55, 54 pe acolo. Nu mai știu. Bun. Ce greutate are Dacia 1300? De fabrică. Fabrică. Nu știu, hai să spunem talonul. Cât scrie în carte? Bun. 800 și ceva, 900 și ceva. 800 și ceva, 900 și ceva. Câte modele de Dacia 1300 s-au produs? Practic două. Pe mine mă distrează. Practic două, că în rest sunt doar farul și stopuri. Bun. Cum se numește codul de culoare de pe mașină? E o problemă aici. Că e vopsită de 3 ori în 2 luni, deci trebuie să întrebăm pe vopsitor. Trebuie să întrebăm pe vopsitor. Bun. Cât te-a costat? Haide, mă. Cât te-a costat setul de segmenți pentru motorul de Renault 5 Turbo? N-a fost setul de segmenți, a fost tot setul motor. Da. Și eu țin aminte că era undeva pe la 1000 de lei, dar și că a fost vreo 2000 de lei. Mi-a reamintit un prieten. Contabilul. Contabilul. Da. Bun. Cât consumă Dacia 1300 cu motor de Renault 5 Turbo? La un mers de cetățean. Da. Cetățean corect în oraș. Cetățean corect. În oraș. În oraș? Da. Între 7 și 10. Între 7 și 10. Și afară, tot cetățean corect, la drum? E ieșit undeva spre 7. 7. Câte trepte are cutia de viteze de la Dacia 1300 cu motorul de Renault 5 Turbo? 5. 5. Ce filtru folosește Dacia 1300 Turbo? Frate, trebuie să inventez întrebări, nu știu ce să zic. Filtru conic. Filtru conic cu admisie directă de la motor. Directă. Directă de la motor. Da. Ce specificații au jantele de pe Dacia 1300 cu motor de Renault 5 Turbo? Păi sunt jante originale Goti. Lățimi diferite. Ok. 8 față, 9 spate. Păi 13. Și sunt modelul R17 de la Goti. R17 se numește, da, modelul? Da. Uite că am aflat un lucru, nu știam. Bă, nu știu ce să te mai întreb. Cât a zis că trebuie să ține materialul? 5 minute. Băi, avem doar 4. Da. Hai să te mai întreb ceva. N-avem loc. Din ce an e mașina? Cred că trebuie să ne oprim la un dat. Da, ne oprim mai în față un pic. 81. Da. Nu are stropitor la pedală? Nu are stropitor la pedală. E făcut tuning. Nu, și n-am avut. Așa a avut. N-am avut. Da, înțeleg. Înseamnă că are din 70 avut. Da. Nu e franțuzească mașina. E românească. Dar, da, e românească. 100%. 100% românească. Produsă la Pitești. La Pitești, da. Produsă la Pitești. O ai de nou? Nu. Noi de nou. De nou ți-am zis că am luat-o de la un tip care a făcut taxi cu ea 80.000 de km sau 90.000 și nu și-a bătut joc de ea. Nu înțeles. Aia a fost
Am uitat să vă prezint că ne aflăm aici alături de Marius. Am zis bine, nu? Marius. Nu le țin niciodată numele. Zis Faurul. Și Dobrescu. Nu pot să strâm asta, dar poți să te bași tu cu capul. Ți-ai luat ochelari de la Monster. Băi, am făcut. Nu știu ce a ieșit. Le-ai zis de subscribe? Nu. Dar le zic acum. Băi, nu uitați de subscribe, frate, că doar așa mâncăm și noi o pâine. Așa? Și întrebări și pentru următorul întâlnit. Întrebări am zis, am zis. L-am prezentat și pe om, la sfârșit, într-adevăr, nu la început. Am pus întrebări, nu știu cât de bune sunt, dar vezi tu acasă. Da, să dați coment dacă vreți să mai facem Q&A. Am zis bine? Hai, dai stop la... Gata, dau stop.